Popescu, după care domnul Gherghelli. Vă dau cuvântul și pe procedura. Doamnă președinte de ședință, stimați colegi, doamnelor și domnilor invitați. În România toată lumea știe că se trăiește rău. Numai Emil Boc și grupul parlamentar PDL nu știe că se trăiește rău în România. Aș adăuga de asemenea că există categorii sociale defavorizate și care sunt tratate cu lipsă de respect de către guvernanți. Și dacă ne referim la acest proiect de lege, vom constata că guvernul României, condus de Emil Boc, nu susține acest proiect de lege. Fără să dea argumente și în același timp fără să se aplece să găsească soluții. Poate nu e acest proiect de lege cel mai bun, dar putea să găsească soluții. N-a găsit soluții și s-a opus unui asemenea proiect de lege. Aș spune că în România anului 2010 ar trebui toți să fim de acord că trebuie să îi respectăm pe oameni, să le asigurăm demnitatea pe care le-o asigură alte țări europene, așa cum le-o asigură de altfel Constituția. Numai că în practică nu se realizează îndeplinirea demnității oamenilor. Eu cred că acest proiect de lege este un proiect minimal pentru această categorie de oameni. Pentru că acești oameni ar vrea să muncească, dar nu pot să muncească pentru că noi, societatea românească, nu le asigurăm locuri de muncă. Pentru că există o mentalitate specială prin care angajarea lor este dificilă. Iar ei chiar vor să muncească. În consecință, stimați colegi, dacă toate aceste lucruri le știm, dacă toate aceste lucruri le trăim cu toții în această țară, este normal să fim de acord cu un asemenea proiect de lege. Indiferent ce sarcină și ce dispoziție politică ați primit de la PDL, uitați pentru un moment că sunteți politruci și fiți reprezentanții oamenilor pe care îi reprezentați în Parlament. Stimați colegi, cred că sunt suficient de multe argumente ca noi toți astăzi să dăm dovadă de conștiință și mai ales să fim oameni responsabili. Grupul parlamentar PNL va vota acest proiect de lege și este împotriva retrimiterii la comisia. Domnul Gherghelli era înscris la cuvânt și după aceea doamna Pocura era pe procedură, domnul deputat, după aceea. Nu mai dorește intervenție, doamna Pocura, pe procedură. Stimați colegi, în perioada asta se împlinește un an de când am depus această inițiativă legislativă. Ia și la Senat și aici văd că tot există talentul să o mai amânăm, să o mai amânăm. Are raport comun din partea Comisiei de Sănătate și din partea Comisiei de Muncă. Nu avem niciun motiv să amânăm această lege. Va mai mult, din respect față de acești oameni, pentru că o parte dintre ei sunt nevăzători, eu vă propun că atunci când veți supune la vot retrimiterea la comisie, să votăm nominal. Mulțumesc! Domnul Toader. Doamna președinte, sigur sunt surprins de luările de cuvânt. Cred că nu e nimeni în sala asta să nu susțină ca persoanele cu handicap să beneficieze de o alocație suficient de mare. Vă rog să mă lăsați să termin. Dar mă întreb la rândul meu, când ați fost la guvernare, stimați colegi liberali, și ați condus și aveam resursele financiare necesare, de ce nu ați propus așa ceva? De ce ajungem în situația asta astăzi să fim nevoiți să găsim noi soluțiile și le vom găsi, de aia solicităm retrimiterea la comisie, pe o altă grilă de partajare a persoanelor cu handicap, în așa fel încât să fie asigurate aceste venituri. Asta mă întreb. Ați condus? Ați fost singur la guvernare? Ați avut susținerea PSD-ului? Ați avut resurse financiare? Și nu v-ați gândit la acest lucru. Vă gândiți acum că știți că situația financiară României este foarte dificilă. Dar o retrimitem la comisie și vom găsi soluțiile noi. Dar nu așa prin creștere
procentual la toată lumea, ci diferențiat în funcție de handicapul pe care îl au. Și vreau să-i asigur pe acești oameni pe care soarta i-a adus în această situație că nu vor rămâne separat de ceea ce ne gândim și noi. Vor primi aceste drepturi așa cum o gândim cu toții.